Bun găsit! Încercăm să creionăm astăzi un portret al Iuliei HD. Pentru că numele ei se leagă de o captivantă poveste din secolul al XIX-lea, o poveste din cultura românească, din literatura românească. Este povestea unui copil supradotat. Cât mit și cât adevăr este în această afirmație, rămâne să stabilească fiecare. Totuși, povestea ei a incitat și incită spiritele cititorului, și în prezent, pentru că um, pornim de la niște mărturii din perioada aceea, de la niște persoane uh, credibile, deci de la niște personalități credibile. Mă gândesc acum la Macedonski sau la Vlahuță, care imediat după. Moartea Iuliei H.D. a scris un text foarte sensibil în care spunea, într-o frază, să poarte atât aminte un cap așa de tânăr a fost de neiertat. Prin urmare... Orice cercetare în zona aceasta este sensibilă și poate să, să fie înșelătoare, să dea un, un, un verdict greșit, dar trebuie să luăm în seamă faptul că există scrierile care au rămas, iar destinul antum și destinul postum care s-au împletit la un moment dat și care s-au complinit și care s-au condiționat reciproc și s-au potențat reciproc, devin porți ale destinului scritoarei Iulia HD. Ca să putem să o înțelegem mai exact, trebuie să facem un prim pas în istoria familiei ei. Foarte pe scurt vreau să vă spun că ea reprezintă patra generație de literați ai arborelui genealogic. Este vorba de străbunicul Iuliei Hădeu, Tadeu, acest poet polonez se pare că avea originea chiar în, în spații, spațiul nostru moldovenesc, deși în istorie el este. Cunoscut ca polonez, traducător în limba polonă, totodată ofițer în armata rusească, om care a încercat să scrie și a publicat în timpul vieții, nu sigur o operă extraordinară, dar avea această pasiune. Era totuși un om învățat și lucrul acesta este foarte important în destinul familiei. La un moment dat, el se căsătorește cu o femeie de origine evreiască și din căsătoria aceasta se va naște Alexandru, care este bunicul Iuliei HD. Alexandru este și el un un poliglot, este biolog, este arheolog, este filolog, a publicat și el în reviste rusești în perioada aceea articole, a încercat și beletristică, a fost pasionat și de, de filozofie, la un moment dat, din căsătoria lui cu o femeie de origine slavă, Elisaveta, se va naște uh, savantul pe care îl știm uh, mai bine din uh, familia aceasta, Bogdan Petricei cu HD, adică tatăl Iuliei. Uh, Bogdan Petricei cu HD s-a născut în 38 1838 în cetatea Hotinului la Cristinești mai exact a avut o copilărie care a stat sub semnul familiei lui învățate adică a avut acces imediat în primul rând la câteva limbi mă refer la limba rusă, la limba românească, la poloneză, a avut, a fost înconjurat de uh, familia lui educată și uh, lucrul acesta uh, a însemnat pentru el începutul pasiunii pentru uh, slova scrisă. Bogdan Petriceicu, HD-ul este mai cunoscut pentru că a intrat, a intrat în istoria noastră literară și uh, a fost în... Uh, manualele școlare și pentru faptul că el a câștigat cea mai mare, cel mai mare renume din familia lui din strămoșii lui, dintre strămoșii lui. El a fost în primul rând un spirit atipic, un om vulcanic, un tumultos, un efervescent, dacă ne-am uitat panoramic la uh, ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Ne-am dat seama că a fost o viață, așa, uh, cursă în trei uh, etape. O, o perioadă în care a fost uh, foarte iscoditor, a căutat, uh, s-a instruit. Uh, S-a perfecționat. Apoi a fost o, o perioadă în care el a scris și a dat operele lui foarte uh, importante în istoria noastră literară. Și uh, a treia etapă a fost etapa aceea întunecată după înregistrată după moartea fiicei lui. Bogdan Petrice cu H. Uh, Uh, a fost profesor de uh, istorie și a legat uh, destinul profesional de biblioteca de la Iași. A fost uh, pentru câțiva ani decan al Facultății de Litere după ce Cuza l-a mutat la București. Uh, a fost director al Arhivelor Statului, prin urmare, a fost foarte important în epocă. Uh, foarte apreciat. A avut și câteva, să spunem... Uh, uh, nu dușmanii, poate ar fi mult spus, dar mă gândesc acum la titul maiorescu, de exemplu, cu care a fost încrâncenat într-o perioadă a vieții lui. După ce s-a stabilit la București, la un moment dat a plecat într-o documentare în Ardeal, iar acolo, într-o familie de mineri, oameni simpli. A cunoscut-o pe cea care îi va deveni soția, a cunoscut-o în, în 1863, s-a căsătorit cu ea în 1865. Este vorba despre Iulia Faliciu, care va fi, de fapt, mama Iuliei H.D. Acum este foarte interesant să vă spun că, așa cum era... Bogdan cei cu HD, un spirit, v-am spus, nevalnic. El a făcut căsătoria aceasta și cu mintea, dar și cu inima. Sigur, a fost îndrăgostit de Iulia Faliciu pentru că era o tânără frumoasă. În primul rând, tinerețea și frumusețea erau argumentele imbatabile. S-a îndrăgostit de ea, a luat-o la București și, cum spuneam, s-au căsătorit peste doar 2 ani. Dar, în același timp, avea în niște mărturii: spune că avea impresia că femeile acestea din țara moților sunt niște femei aprige, puternice, sănătoase, capabile de luptă, sunt ca aerul de munte, proaspete și puternice. Și apte să nască urmași sănătoși și valoroși, care să ducă mai departe nația. Prin urmare, era în opțiunea lui și o judecată foarte limpede și rațională. Dar Iuliei Faliciu îi dedică și poeme. El nu era un poet extraordinar. Îi scrie, de exemplu, într-un poem. Um, ca să vedeți partea sentimentală a căsătoriei, când văd o floare lucind la soare, ca o lumină de curcubeu, mă fac o rază ce colorează, flori și mai mândre pe chipul tău. Când luna în unde galeș se ascunde, vărsând în valuri mii de scântei, eu jur, Iulie, că e mult mai vie, vă dulce din ochii tăi. Așadar, aceasta este partea sentimentală. Partea rațională am discutat. -o. Important este că și această căsătorie a Savantului va fi o căsătorie așa cum sunt căsătoriile firești, cu uh, perioade de criză, cu perioade uh, de apropiere. Totuși a fost o căsătorie uh, care a durat și uh, o căsătorie uh, uh, care a putut să treacă peste toate crizele. Uh, la un moment dat uh, această femeie, Iulia Faliciu, avea și umor, într-adevăr, un umor de munteancă, fiindcă câtorva binevoitori care încercau să-i spună despre aventurile lui Bogdan Peticei cu hd și despre motivele care ar fi putut să o facă să se despartă de el, ea încheia discuțiile spunându-le nu pot să-l las că e patriot. Adică patriotismul era un motiv să-și păstreze căznicia. Poate că ceva din ce spunea ea cu umor era totuși adevărat. Pentru că, v-am spus, ea provenea dintr-o familie simplă, de mineri, și intuia la Bogdan Petricei cu HD latura lui umanistă, personalitatea lui, omul de carte, Familia, care v-am spus, venea din, din, el venea dintr-un arbore genealogic foarte bun, cu literați, și atunci, probabil, asta o motiva. Um. Căsătoria uh, cu Iulia Faliciu este productivă și pe planul scrisului, pentru că savantul se adună, am putea spune, uh, și mărturisește la un moment dat, vă citez, uh, prin, până la căsătoria mea din anul 1865, eu am scris câteva articole de ziare, vreo câteva broșure și o colecție de documente. Iată tot. Eram o noapte despre zor de zi, nu însă dimineață. Eram o mică parte din eu al meu, o parte obosită și dezgustată. De atunci încoace, prin nevasta mea, eu m-am simțit întreg și luminos. Este o mărturie care s-a probat în timp pentru faptul că Bogdan Petriceicu HD a scris și a putut să pună în practică proiectele lui literare, a fost din acest motiv tot mai apreciat în, în epocă și, deși noi vorbim în repetate rânduri și în nenumărate contexte despre Titu Maiorescu ca figură proeminentă de secolul XIX, Uh, sunt păreri care spun că bogdan peticei cu HD a fost cel mai deștept uh, om al secolului 19. Uh, bun, nu asta este foarte important acum. Uh, ce vreau să vă spun este că uh, viața asta a lui uh, a fost la un moment dat. Uh, luminată și mai mult prin nașterea uh, fiicei lor. A lui și a Iuliei Faliciu. Este vorba de Iulia, scriitoarea Iulia H.D. Lilica Alintată, o fetiță care a fost primită cu dragoste și cu bucurie. În momentul în care a venit pe lume, familia se pregătea pentru o excursie în Munții Apuseni, dar nașterea Iuliei a întrerupt acest plan și toată lumea s-a bucurat de nașterea fetiței. Poate că în momentul în care s-a născut Iulia, chiar dacă era fată și nu băiat, lucru care însemna ceva în epocă, în, în perioada aceea, Savantul și-a imaginat un destin extraordinar de, de bun pentru fata lui. Spun lucrul ăsta pentru că au fost și speculații care au spus că s-a pus pe copil o presiune prea mare, că așteptările, orizontul de așteptare al tatălui a fost prea mare. Pentru că mereu voia de la ea să fie bună, foarte bună, aproape de perfecțiune. Când, începând din momentul în care s-a născut, avem o mărturie despre botezul fetiței, semnată de ce Manolache, într-o revistă, el spune. După oficierea slujbei, e vorba de botez, tatăl aduce pe o tavă de argint, știți practica aceea cu ursitoarele, tatăl aduce pe o tavă de argint un ban de aur, o cruciuliță, un condei, o floare, o carte și alte amulete, semne a ceea ce va face omul în viață. Când tatăl aștepta căderea sortului, adică soarta, da, pe carte, mânuța prinse voinic condeiul de aur, unul dintre darurile nașului, agățând în degetul cel mic și ramul subțire al florii. De aici, comentarii bogate, preziceri de rigoare. Raportat la această, da, această mărturisire, vreau să vă spun două lucruri. Primul fiind... Acela că nașul la care face autorul referire nu este altul decât Ionel Cebrătianu, pe care îl cunoaștem și care o apropie pe Iulia H.D. de spațiul nostru el este nașul de botez și a doua observație este aceea că v-am spus, a speculat faptul că de la, chiar de la început de la botezul acesta și de la faptul că a pus fetița mâna pe condei s-a declanșat un fel de obsesie a lui Bogdan Petricei cu hd -ul. Fetița a avut un destin interesant încă din primii ani de viață pentru faptul că a învățat, a fost mereu în, în preajma mamei ei, femeia aceea de munte, cu foarte multă putere, care, într-un fel, a fost a fost o verigă de legătură între soțul cu multe așteptări și copilul căruia sigur îi dorea și ea un viitor educat, un viitor bun. Și atunci a fost lângă ea tot timpul. Începând de la o vârstă foarte fragedă, de la 2-3 anișori, fetița a învățat să citească. La 4 ani a început să scrie, putea deja să scrie, apoi la șapte-opt ani deja a început să compună. Se spune că undeva în jur de opt ani a scris primele versuri și că se pare că uh, au fost cu iz istoric, sau chiar eroi de la Plefna i-au inspirat ei primele însemnări lirice. Uh, copilul acesta uh, a fost... Uh, Educat mai mult cu profesori în regim privat, adică familia îi aducea profesor pentru fiecare domeniu de interes. Pentru că, pe de-o parte, era partea de educație pe care familia dorea să, să o asigure și pe de, a, pe de altă parte, era vorba și despre arte în general, care, în viziunea savantului, făceau parte tot din, din educație, adică desen, pian, domenii în care Iulia se perfecționa cu profesorii în regim privat. Sigur, dintr-o familie de poligloți era imposibil să nu uh, aibă acces la limbile străine, uh, pentru care se pare că avea o anumită uh, și pasiune, dar și înclinație, uh, și, uh, și pe care le învăța foarte ușor. La 11 ani se spune că ea putea să vorbească uh, 5 limbi străine. Și... Uh, Uh, mai târziu, uh, lucrurile acestea au, au ajutat-o foarte mult. Uh, ea uh, va lua de la mama ei, uh, în primul rând, uh, stând în preajma mamei, uh, o limbă maternă curată, românească, uh, elemente din limba germană, pentru că venea din uh, mama, din uh, spațiul uh, Ardealului, unde. Erau cunoscute cel puțin cuvinte uzuale în limba germană la acea vreme. A luat ceva din savoarea poveștilor din lumea moților, iar de la tată a luat pasiunea pentru limba franceză, care va deveni limba în care ea o să scrie. În la uh, vârsta aceasta de 8 ani a acumulat uh, un examen pentru nivelul claselor primare și a dat uh, înscrisă la o clasă de băieți, v-am spus uh, și mai devreme. Uh, a dat examenul ăsta acumulat și a reușit să uh, treacă examenul. Iar la 11 ani era deja absolventă a Colegiului Național Sfântul Sava. În, în paralel cu el a făcut și conservatorul. Și apoi s-a pregătit să plece la Paris, unde trebuia să-și continue studiile la un colegiu, într-un înscrisă într-un profil de litere și de retorică și filozofie. Pentru că a terminat colegiul acesta de la Paris cu notă maximă și prima din anul respectiv, ea și-a asigurat astfel înscrierea la Universitatea de la Sorbona. Este prima femeie româncă înscrisă la Sorbona și avea 16 ani când a fost admisă. Se presupunea ea însăși, la un moment dat, se vedea undeva în jur de 20 de ani, ca fiind absolventă de Sorbona și fiind foarte apreciată. La Paris a stat o perioadă cu mama ei. Mama ei. Uh, scriind câteodată în țară soțului, savantului uh, scriitor, uh, scriind scrisori și Iulia îi scria uh, scrisori, în care îi povesteau amândouă despre izbânzile pe care le avea fata la Paris. Într-adevăr, a fost uh, uh, pasionată de cunoaștere. Oricât uh, ar vrea niște părinți să învețe bine copilul, uh, Respectiv, dacă el însuși nu, nu este curios și nu este pasionat și nu atinge nivelul acela în care îi place să știe, să se perfecționeze, nu s-ar putea face prea mult. Spuneam că mama a însoțit-o și a fost. Tot timpul aproape, chiar dacă și ea devenise o femeie cunoscută, doamna H.D.U., devenise cunoscută și era invitată în diferite societăți de binefacere ale vremii, la unele răspundea, dar nu la toate, pentru că nu îi permitea timpul. S-a făcut remarcată mai mult în perioada războiului de independență, când cu un grup... Feminin a reușit să ajute și să susțină eroi din războiul de atunci. Cât a stat la Paris, Iulia a continuat să scrie, v-am spus, începuse să creioneze deja, a început să scrie, a fost remarcată de profesorii ei, a fost. Încurajată de profesorii ei, își trecea examenele totdeauna cu notele foarte bune. Se pare că acolo a avut și o platonică poveste de dragoste cu un student la arhitectură, un student din Anglia, dar o poveste care. A fost așa, incipientă, tranzitorie, Oarecum nefericită pentru că s-au despărțit. Studentul acela a plecat în indii și ea a suferit foarte mult pentru că n a putut să schimbe, să spună ceva din hotărârea, hotărârea lui. Era totuși. Presiunea despre care m-am vorbit era totuși uh, poate reală pentru că uh, se povestește că ea uh, dormea foarte puțin, uh, învăța foarte mult, uh, mereu uh, dorea mai mult și la un moment dat începuse ori germenii. Uh, suferinței, mă refer acum la patologia efectivă, pentru că ea a făcut o, o pneumonie, o viroză, o, o răceală foarte puternică, căreia nu i-a dat atenție la început. Poate și germenii aceștia maladivi sau poate efortul pe care îl făcea, au făcut-o la un moment dat să se schimbe puțin, de, și era o tânără Tânără și frumoasă, devenise obosită, îi se accentuase miopia foarte mult, avea dureri de cap constante, prin urmare, ceva se întâmpla în, în destinul ei. Important este că mama i-a fost alături. Bogdan Petricei cu HD va nota mai târziu raportat la apropierea aceasta între mamă și fică. Nu întâmplător ei i-au pus numele tot Iulia, pentru că Iulia o chema pe mama ei, Iulia Faliciu, Iulia este și fetița. Lilica, pentru că savantul dorea o comuniune perfectă între ele două, fiind femininele casei, uh, și-a imaginat de când s-a născut fetița că ele vor fi într-o comuniune perfectă. Uh, mai târziu, uh, el va nota, după ce uh, uh, boala iuliei se accentuează și uh, fata va muri undeva spre 19 ani, 18-19 ani. Uh, el scrie așa, în curs de 18 ani, nevasta mea, providența familiei, s-a făcut treptat doică, dădacă, pedagogă, colegă de studiu și, în fine, însoțitor de bonlav, pururea neadormită, pururea admirabilă, prin energie și abnegație. În curs de 18 ani, Lilica, n-a făcut un pas fără că sa în țară și în străinătate. Acasă și în călătorie, la Sfântul Sava în București și la Sorbona în Paris, pretutindeni, pretutindeni nedespărțită. Um, nu mai trebuie să spun că s-a subînțeles din citatul acesta că uh, uh, învățau împreună uh, Lilica învăța și mama o asculta, ceea ce se întâmplă des când mamele supraveghează, să spunem așa, învățatul. O dăruire totală. Lilica este la Paris elevă și scritoare în, deve în devenire. Totuși când ea s-a îmbolnăvit, medicii au fost optimiști la început, toți au crezut că este o o răceală pe care o va învinge pentru că are o geneză bună apropo de, o genetică bună apropo de uh, mama uh, Iulia Faliciu și de tinerețea ei care înseamnă un organism mai puternic uh, au fost optimiști și le-au asigurat că uh, Iulia va învinge boala în schimb uh, patologia a fost, era în epocă, oricum un stigmat, o tragedie, pentru că a făcut multe victime și nu se cunoștea un tratament adecvat pentru ceea ce s-a numit tuberculoză sau ftizie, cum se numea atunci. Um, um, o boală pe care nici Iulia nu a putut să o învingă. Sigur că mama ei a încercat tot felul de lucruri, tot felul de ceea ce numim astăzi diete, excursii în spațiul montan, statul în aer cât mai oxigenat. Medicamente în țară și în străinătate, cure. La un moment dat, a venit chiar și la curtea de argeș în Elveția. S-au dus tocmai pentru a căuta remedii pentru însănătoșirea ficei. Ceea ce nu s-a întâmplat. Iulia a murit la vârsta aceasta fragedă și. Această moarte uh, a produs uh, un, uh, un șoc în uh, familie. Spuneam că jumătate din destinul Iuliei se împletește cumva cu destinul tatălui. De-abia din acest moment al morții ei, lucrurile se schimbă. Ea, care fusese într-o comuniune perfectă cu mama, Centrul de greutate al legăturii se pune acum între fată și Bogdan Petricei cu HD. -ul. Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu. Cu Savantul, a fost descris, de exemplu, de George Călinescu, în istoria lui foarte plastic. El spune așa, făcând o referire la chiar la, la el, la Savant, la Bogdan Petricei cu HD, care, atunci când aflase despre moartea tatălui, a fost într-o criză a, a trecut greu momentul când, în care și-a pierdut tatăl pe Alexandru despre care v-am spus acum scrie George Călinescu la moartea Iuliei fiul zguduit de friguri la moartea tatălui său fiul fiind Bogdan Petricei cu HDU fiul zguduit de friguri la moartea tatălui său e zăpăcit ca tată de pierderea copilului H.D. fusese toată viața un om straniu cu preocupări și forme de viață străine lumii comune. Acum el se schimbă cu totul, dând bizareriei lui o nuanță neplăcută. Activitatea lui științifică, de aici încolo, scade cu totul, și cu aceeași pasiune cu care adunase documente sau studiase limba, se apucă să strângă publicații spiritiste. Ceea ce se petrece, spuneam, cu el este o trecere înspre zona aceasta pe care o numim spiritistă. Vreau să vă spun că în epocă era destul de accentuată această practică, mai ales în Franța, adică nu era ceva nemai auzit, dar nu practicat în zona românească. Iar ceea ce va face Bogdan cei cu HD va face convins că este știință și nu doar o practică. Acum vedeți lucrurile sau impresiile sunt împărțite pentru că se spune toți auzim despre discuții de astea ale semnelor care vin din lumea de dincolo. Se spune dacă n-ai avut niciun semn, vei spune că nu există. Dacă ai avut vreun semn, vei spune că există. Așa că uh, e un subiect care a fost și rămâne deschis uh, discuțiilor noastre. Dar uh, uh, HD uh, se schimbă, se transformă, el crede și speră să poată lua legătura cu fica lui, chiar dacă ea uh, nu mai este. Uh, a fost... Atât de marcat încât ați văzut cum scrie Călinescu, activitatea lui științifică s-a diminuat. Când vorbim despre scriitorul Bogdan Petriceicu cu HD, vorbim clar despre dramă, despre uh, Răzvan și Vidra, care e uh, opera lui cea mai cunoscută și nu întâmplător, uh, chiar și pasiunea asta sau sensibilitatea, afectivitatea lui, uh, nu sunt întâmplătoare. Eu le-am regăsit sau am făcut o legătură între aceste calități ale lui și uh, chiar și opera lui. Pentru că atunci, în epoca aceea, era, sensibil, era sensibilă problema țiganilor, a dezrobirii țiganilor. Dar faptul că el a pledat pentru acest lucru, chiar și prin drama Răzvan și Vidra, vorbește lucrul acesta despre umanitatea lui. Se dezvoltase, să spun așa, în epocă, o anumită atitudine pentru problema aceasta, care s-a rezolvat prin 55, da? În 1855 s-a uh, uh, rezolvat cu totul, dar uh, mai înainte, în prima jumătate a secolului 19, la Dacia Literară, în 1840, uh, și Cogălnicianu scria despre problema aceasta și Alexandria a fost preocupat de uh, problema aceasta pentru că uh, în Dacia Literară, de exemplu, erau uh, uh, publicate uh, uh, știri sau uh, discutate în uh, întâlnirile culturale de grup, uh, uh, tot felul de lucruri inumane la adresa acest, acestor oameni până la urmă. Așadar, uh, întorcându-mă la Bogdan Pesicic cu HD, era uh, sensibil, afectuos, uman și uh, el a suportat greu, ca să nu spun că n-a suportat, uh, această despărțire de unica lui fică. Um, și a, uh, a crezut că uh, o să găsească această cale, să comunice cu ea. Uh, scrie la un moment dat el însuși într-o prefață despre lucrul acesta, o să vă citesc uh, imediat. Pentru că devenise mistic și, și spiritist, și uh, în, în sic cogito, lucrarea lui, uh, el scrie în, în prefață cum a fost primul semn pe care fata i l-a uh, dat din lumea de dincolo. Uh, el spune, scrie, cum, la un moment dat, cum, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu dar fără ca să o știu, mâna mea. Luă un creion și rezemă vârful de luciul hârtiei. Începui a simți la tâmpla stângă bătăi scurte și îndesate, în tocmai ca și când ar fi fost băgat în trânsa un aparat telegrafic. Deodată mâna mea se puse într-o mișcare fără a astâmpăr, vreo 5 secunde cel mult. Când brațul se opri și creionul căzu dintre degete, Mă simți deșteptat dintr-un somn, deși eram sigur că nu adormisem. Aruncai privirea pe hârtie și citi acolo foarte limpede o notare în franceză care scria Sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea. Asta ar trebui să fie îndeajuns. Semnat Iulia H.D. Este important că scrisul era Um, fusese scris de mâna lui mărturisește savantul dar slovele scrisul era al fiicei lui um, ce să fie încheie el o va spune această carte Sic Cogito um, imediat după, după semnul acesta cu și mai multe lan cu și mai multe pornire el în primul rând are două uh, direcții, să spun așa. Studiul pe diverse uh, cărți în domeniu, scrieri, tot ce înseamnă spiritism, uh, devine obiectul lui de interes. Uh, în perioada aceea și pe de o parte adunarea caietelor, manuscriselor, notițelor, adnotărilor pe toate foile pe care le lăsase Iulia uh, scrise în așa fel încât să-i poată aduna uh, opera în uh, scrieri pe care să le publice. Imediat după ce uh, ea s-a stins, el... Uh, uh, Chiar a luat uh, patru dintre poezii pe care le-a uh, dus la revista Nouă, era o revistă pe care o conducea în acea vreme și uh, uh, le-a publicat acolo, la, uh, la Steaua României se numea revista, acolo publică patru poezii, uh, Dispreț, uh, flori, Poveștile albastre, Lacrimi de copil și Dorința unei urâte. Uh, Sigur, sunt vedeți până și titlurile. Vorbesc despre vârsta pe care o avea. Nu sunt foarte, ni se par astăzi nu foarte evoluate liric, dar asta nu înseamnă că ceea ce scrie, o să vă citesc în final un text două relevante. Nu înseamnă că ea nu era un copil talentat. Își strânge, deci, tot ce rămâne de la ea. Ce a lăsat în manuscris Iulia H.D. sunt două volume de poezii, un volum de teatru și de legende, două volume de povestiri, impresii, cugetări și studii, două volume de mici romane. Apoi scrisori și memoranduri, cele mai multe pline de vervă și de interes. Se spune că ea acolo, la Paris, a fost încurajată și descoperită într-un fel în timpul colegiului de Maurice Albert, care și scrie despre ea la un moment dat, că ea scria în general fără niciun efort. Penița ei alerga pe hârtie, inspirația era vie și înflăcărată, ea nu scria decât atunci când inspirația venea. Cu sufletul plin de subiectul său, pradă zeului, spunea ea, penița părea că se uh, imprimă sub mâna sa în trăsături de foc pe hârtie dar nu voia să publice. Ea a scris în perioada aceea și era refractară la ideea de, de a publica mărturisește la un moment dat. E, îi scrie tatălui într-o corespondență. Trebuie să revăd, tatăl o îndemna să publice, trebuie să revăd, spunea ea mai întâi în întregime și de mai multe ori tot ceea ce am scris apoi sunt încă prea tânără. Adică avea e, e, convingerea Că trebuie să aștepte, să se mai maturizeze un pic, ca să poată să fie și mulțumită de textele pe care le publică. Ce se întâmplă în perioada următoare, ca să urmăm firul nostru epic, în perioada următoare, tatăl care preferase, preferase la un moment dat... Profesional vorbind, să rămână la arhivele statului, dintr-o, mă rog, încrâncenare politică, din context politic, nu are sens să intrăm în amănunte. Acolo, la arhivele statului, el își amenajează biroul respectiv în așa fel încât să poată să recepteze de la fica sa anumite semne. Avem aici o mărturie care scrie că el dormea la arhive, voia să fotografieze spiritele, camera lui, în care stătea de 10 pe 6 metri, îi servea pentru asta, a pus perdele groase la ferestre, de galben închis, iar între pat și ferestre... A pus un paravan. Avea acolo un aparat căptușit în catifea neagră, acoperit cu satin negru. Într-un colț de încăpere, o lampă discretă stătea în așteptare, ore întregi, de la ceasurile târzii ale serii la zorii zilei. Adică uh, HD-ul se uh, uh, ducea acolo și până spre dimineață, până spre 5 dimineață, el stătea acolo ca să prindă cu aparatul semne din lumea de dincolo. Să știți că există niște fotografii în care apar niște pete albe care despre care el credea că sunt spiritele care îi dau vești. Încerca să captureze orice, duhuri, semne, care vin din lumea de dincolo. În același timp, semnele pe care se spune că i le-a lăsat, i le-a dat Iulia, sunt sugestiile pentru propriul mormânt de la cimitirul Belu. Mormântul acesta a fost făcut în urma unor desene. Uh, și ele controversate pentru faptul că uh, Iulia nu avea uh, între pasiunile ei care mergeau, v-am spus, spre limbile străine, muzică uh, și uh, uh, literatură. Uh, Desen făcea, dar uh, mult mai bine făcea desen tatăl ei, Bogdan Peticei cu hd și a ilustrat singur și niște cărți. Uh, a fost, uh, a fost puțin controversat, uh, controversat aspectul acesta pentru faptul că desenele aveau niște elemente de arhitectură și uh, mulți spun că uh, ele nu erau, erau mai degrabă, ar fi fost mai degrabă atribuite lui Nicolae, care era unul din, din frații lui Bogdan. Dar așa a rămas mărturia, că Iulia H.D. a făcut sugestii pentru propriul mormânt, care este arhitectural, destul de încărcat, destul de uh, uh, impozant. Acolo a fost uh, și o un bust al Iuliei HD care mai târziu a fost adus la Câmpina unde tatăl, a doua lui uh, uh, a doua lui încercare de a o aduce în atenția publicului după mormântul acela extravagant extravagant, grotesc după unii. Voiam să vă spun apropo de el că este descris cu un mormânt descris tot de Călinescu ca un mormânt exagerat cu sfere, stele, cuburi, culori simbolice, inscripții cu un credo de fantezie spiritistă alcătuiau la oaltă un templu al religiei spiritiste. Ce este de remarcat este faptul că uh, Bogdan, pe cei cu HD, a ambinat niște religii, niște culturi uh, și în mormântul de la Belu, în uh, realizarea lui, și în castelul de la uh, Câmpina. Pentru că uh, acolo, la Câmpina, și-a cumpărat uh, un. Uh, un domeniu unde a făcut acest castel ironizat de caragiale în epoca aceea: care era tot așa un templu impozant cu multe simboluri care veneau din toate, din multe culturi. Este făcut în formă de cruce cu un, o parte centrală, o, o turlă care este um, realizată după forma unei biserici, cu părțile componente ale unei biserici. În mijloc uh, are un, uh, o deschizătură înaltă prin care, uh, exact ca în biserică, uh, unde are un crist uh, cu simbolul acesta al înălțării spre transcendență și unde de obicei Bogdan Petriceicu Hașdeu se ruga. Um, castelul um, a căpătat um, un anume renume al um, întâmplărilor paranormale, dar tot că Linescu spune despre partea de viață pe care a mai avut-o Bogdan Petri, cei cu HD, și care acolo își petrecea timpul așteptând semne de la fica lui. Uh, Gândiți-vă la transformarea pe care o suportă tatăl, el spune Călinescu, în In acest interior, se referă la castel, în in acest interior aiuritor trăiește ca o buhă un om cu nasul ascuțit, cu o barbă albă aruncată parcă de vânt peste un umăr, un tip de rabin nebun. Acolo, la fel, totul este așezat um, cu un anumit scop, a fost așezat cu un anumit scop, a mai suportat transformări în timp, lucrurile Iuliei rămase au fost puse într-o cameră, o cameră a fost amenajată ca un mic um, altar, ca un... Um, tot Călinescul descrie ca având acolo o acustică de grotă cu un pian, în așa fel încât cine intră acolo să aibă senzația că Iulia este vie. Ce a rămas din punct de vedere al legendei este acest castel care acum este muzeu Memorial Bogdan Petriceicu hd dar și parte de monument istoric Iulia hd deci le îmbină valorile acestea. Acolo um, merg anual uh, cei doritori să vadă toată povestea asta, să simtă toată povestea asta. Uh, mama Iuliei uh, HD, Iulia Faliciu, a murit la patru ani după fetiță. Vă spuneam că toată lumea a vorbit despre tată și despre apropierea, încercarea aceasta care a câștigat imediat publicul sau discuțiile publicului. Pe mamă aproape că nu a mai adus-o nimeni în discuție, suferința ei a fost interiorizată, foarte puternică, chiar și, chiar și după ce a pierdut-o și pe ea, Bogdan Petricei cu HD, care i-a supraviețuit, a scris: Singura noastră consolare se referă la perioada după moartea Iuliei. Singura noastră consolare, consolare terestră, este că fica noastră, moartă în floarea vârstei, a lăsat o moștenire literară care, prin bogăția și varietatea ei, ar fi marcat suficient o viață întreagă. Ca scriitoare, ea a trăit o jumătate de secol. Cel puțin. Adică, ce vrea să spună HD-ul este faptul că, într-o viață scurtă, Iulia, durata, dacă vreți, terestră, durata imediată a vieții noastre nu este elocventă, ci durata aceasta spirituală este mai puternică. Și tot el scria: Dispărând Lilica, rămași noi fără dânsa pe pământ, amândoi, mai trăiam numai unul prin altul unul în altul, iubind pe Lilica. De acum înainte, eu voi serba nestrămutat aceeași zi de 2 iulie, o voi serba liniștit și mulțumit, că și pentru mine ele n-au murit. Vreau să vă spun că pe 2 iulie, în fiecare an, într-adevăr, la Câmpina, se face o uh, comemorare pentru cele două iulii care au luminat uh, viața savantului Bogdan Petricei cu HD. Ce ne-a rămas din punct de vedere al operei, v-am spus, dar important este să vă spun și faptul că ea în Franța a publicat și în revistele unde a apărut cu pseudonimul Camille Armand. Acum a apărut și la noi Iulia HD, dar ulterior, pentru că o casă editorială din Franța, în parteneriat cu. Socek din București în perioada imediat următoare, au conlucrat la apariția operelor ei. Este vorba de, s-a să spunem așa, în volumul Muguri de aprilie, care are o introducere uh, dintr-o. Ca introducere, are un fragment dintr-o uh, prelegere ținută de un profesor conferențiar italian la Florența despre opera uh, fetei, Mugur de Aprilie, este uh, poezie. Uh, al doilea volum uh, se cheamă Medievale și uh, este uh, prefațat de un. Uh, Autor francez. Și al treilea volum, Teatru Legende și Povestiri. Um, cuprinde partea de proză pe care a lăsat-o uh, Iulia H.D. Important să vă spun că anul trecut uh, a fost editat și acel uh, jurnal fantezist, se cheamă, foarte interesant l-a citit, uh, pentru că atunci când au strâns uh, notițele și manuscrisele ei, din uh, ce a lăsat ea, n-au avut curajul să publice uh, anumite fragmente dintr-un jurnal. De ce? Pentru că erau foarte fanteziste. Iulia uh, a avut uh, niște idoli uh, uh, pe Hugo, Victor Hugo uh, și pe Ferdinand și ea se visa uh, și pe Napoleon l-a avut uh, la un moment dat uh, ca idol, deci trei idole a avut uh, și se visa uh, uh, viitoarea regină a României, căsătorită cu Ferdinand I. Și, vedeți, a lăsat imaginația liberă și a scris ca și cum ar fi trăit viața aceasta. Și mai mulți editori au considerat că poate fi o impietate să publice așa ceva, dar până s-a găsit o editoare mai curajoasă. Și uh, au spus uh, până la urmă: orice uh, literatură uh, ține de ficțiune și un uh, autor este liber să-și imagineze orice, și au dat uh, drumul la jurnalul acesta, Jurnal Fantezist se cheamă, și este uh, publicat și la noi la, uh, la anul trecut la editură. Um, ce nu v-am spus despre, despre Iulia? O să regăsiți probabil scris într-o carte pe care mi-o proiectez pe baza acestui proiect de la Centrul Cultural. Chiar îmi doresc să scriu despre destinele acestea triste, tragice. Iar acum am promis că am să vă citesc și ceva scris de ea. Și am să vă citesc un, un, un mic poem care se cheamă, se cheamă chiar Moarta. Se pare că este ultima poezie a ei. Sigur, și-a presimțit probabil moartea la un moment dat. Este interesant faptul că prin, cu doi ani înainte să moară, prin 86... Aveam undeva aici, prin 86, ea a scris. Uh, sau au găsit uh, într-un manuscris, au găsit uh, o însemnare de a ei din perioada uh, în care era, um, era bine, adică nu, nu era încă în, într-o fază avansată de boală. Și. Uh, Scria ceva de genul cine te, vor, cine te va înțelege Cine te va înțelege moartea Ceva de genul acesta Bun Poezia sună așa Eu nu urăsc viața De moarte nu mi-e teamă Că ea este lumina puternică și caldă Chiar muribundul Care în pacea ei îl cheamă Sub ploape obosite, priveliști noi își scaldă. Dar sufletul se avântă în necunoscută lume și în acte și în alte corpuri trece, când poate ști să ierte. Așa, din cupa sacră cu toții bem anume și niciodată nimeni nu poate să o deșarte. Apropo de versul acesta, și în alte corpuri trece, Tatăl ei avea, această, avea această, această credință că în noi și în fica lui, un savant al vremurilor sau poate chiar al altor culturi a fost încarnat. Dar lucrul acesta. Uh, sigur, uh, poate fi interpretabil. Voiam uh, să vă spun și despre faptul că spunea Tatăl lucrul ăsta în acele ședințe de spiritism pe care le făcea la castel și la care, nu o să vă dau nume, deși am aici într-un manuscris destule, dar vreau să vă spun că Ionescu John, vă spun numele care sunt legate de noi, de spațiul nostru argeșan, și episcopul Ghenadi al Argeșului participau la aceste ședințe de spiritism. Pentru cel puțin pentru episcopie, e puțin mai uh, surprinzător, dar erau oameni de cultură care mergeau acolo. Uh, bun, și uh, al doilea lucru pe care vreau să vi-l citesc este un fragment uh, din proză și spune așa: Fiecare om are în el darul de a iubi, dar obiectul dragostei diferă. Unul iubește aurul, altul știința, un altul arta. Altul, plăcerile. Un altul, și pe acesta îl plâng, se iubește pe sine. Câți au mai rămas ca să-și iubească semenii? Și acestora, acestui număr redus de aleși, ce le va mai rămâne să iubească? Oameni care nu-i vor iubi, nu-i vor înțelege. Ei se vor zbate mult timp în gol, căutând o inimă în care să-și reverse prea plinul inimii lor. Nu o vor găsi, alții vor avea inima zdrobită, vor muri, alții se vor replia. Sunt eu, încheia uh, Iulia Hașdeu această, această frază. Prin urmare, uh, nu știu, în, în linia uh, Marta Bibescu, Elena Văcărescu, uh, această scriitoare de limbă franceză, este o mândrie pentru literatura noastră și pentru cultura noastră. A fost un copil supradotat, s-a pus prea multă presiune pe ea. Boala, știți, se spune și lucrul acesta, boala la un moment dat în stadiu avansat te face mai inspirat. Nu știu, am auzit această teorie. Contează că ea pentru scurta ei viață a avut niște a avut niște rezultate extraordinare. Rămâne uh, o poveste provocatoare și un destin uh, trist. Mulțumesc!